practic natura rădăcinilor după semnul ideală. Iar semnul rădăcinilor, funcție de produs și de sumă. Produsul îl luăm pozitiv și suma decide că avem două alternative, două situații la produsul pozitiv. Produsul negativ înseamnă așa și așa și cine răspunde despre cele două valori, cum este una și cealaltă, care e în valoare absolut de mai mare, tot suma ne decide. În concluzie, dragilor, pot să-mi formulez acum o problemă în care nu am coeficienții A, B și C cunoscuți, ci depinzând de un parametru. Și atunci pot să generez funcții de parametru acela care se plimbă pe toată mulțimea numărul de ale, să zic, de fiecare dată pot ști exact ce fel de rădăcină am. Deci pot să vorbesc despre natura și semnul rădăcinilor, discuție după un parametru, hai să formăm așa, da? Discuție după un parametru a naturii și semnul rădăcinilor în ecuații de gradul 2. Iată, din nou, rămâne limpede că avem la dispoziție ecuația atașată funcției de gradul 2, nu? Deci, practic, ne interesează vrem să aflăm informații despre acei X care asigură valoarea lui de gradul 0. Și fiindcă depind coeficienții de un parametru, sigur că vom avea o discuție interesantă. Da? O discuție destul de interesantă. Am făcut ce lucru? V-am precizat. Cred că am lămurit foarte bine ce înseamnă ecuația de gradul 2. Ea este, practic, relația de corespondență, legea de corespondență pentru funcția de gradul 2 și ne interesează, de fapt, vrem să obținem informații despre acei X care asigură în corespondență Y egal cu 0. Știm că Y egal cu 0 și vrem să știm ce X îmi pot găsi în condițiile acelea. Am văzut că putem găsi X real sau nu găsim X real. În funcție de cine? De delta. Iar cât privește informații mai multe asupra naturii rădăcinilor, că naturii, am spus-o, asupra semnului rădăcinilor, adică sunt pozitive, sunt X pozitiv, negativ, unul e așa, unul e pozitiv, altul e negativ, deci mai multe informații, asta înseamnă, într-un cuvânt, ceea ce am și precizat aici, am să știu și funcția de gradul 2, vrem o discuție după un parametru, asupra naturii și semnul rădăcinilor în ecuații de gradul 2. Deci discuție după un parametru asupra naturii și semnul asupra naturii și semnul lui rădăcinilor ecuații de grad 2. Deci, discuție după un parametru asupra naturii și semnul rădăcinilor ecuației de gradul 2. După un parametru. Haideți să luăm și noi hai să zicem așa. M plus 1 ori x pătrat minus
2m minus 3 ori x plus m minus 1 egal cu 0. Observați, ăsta este A-ul, aici avem B-ul și aici C-ul. Sigur, cât privește natura rădăcinilor, delta ne interesează. Delta este egal cu B pătrat minus 4AC. Și egal cu B pătrat, adică 2E minus 3, 2E minus 3 la pătrat, minus 4 ori M plus 1, pe M minus 1, facem egal mai departe, cu 4M pătrat, minus 6 ori, delta 6 ori 12M plus 9, minus 4M pătrat plus 4. Adică M plus 1 pe minus 1 facem la 2 minus 1 și 4 vine minus 4M pătrat plus 4. Și egal cu 4M pătrat cu 4M pătrat se duc și egal cu minus 12M plus 49 plus 13. Da? Deci, dragilor, minus 12M plus 13 este delta. Acum, semnul lui delta, adică să vedem pe unde, pentru ce valorile lui M obține numere pozitive, pentru ce valorile lui M obține numere negative. Da? Deci ar trebui să fac semnul lui M. Adică M, sigur, are posibilitatea să parcurgă toată axa reală. M de la minus infinit la plus infinit. De acord cu asta. Și câte vreme M de la minus infinit la plus infinit, mă pot gândi că aici ar fi o funcție F1 de X. Deci rețeta după care se obține Y, înlocuind pe M cu diverse valori, o pot gândi ca o lege de corespondență pentru funcția de gradul 1. Și am să trec aici, minus 12M plus, plus 13, da? Minus 12M plus 13, și obțin valoarea 0, dându-i M valori, ca urmare a înlocuirii lui M, de la minus infinit la plus infinit, există la un moment dat când se obține 0 și pentru ce valoare a lui M, pentru M egal cu 13 pe 12, nu? De luăm egal cu 0, așa am spus, după că îi fac 0, și avem de rezolvat ecuația asta, și atunci M este 13 pe 12. 13 pe 12. În momentul acesta, intervalul de la minus infinit la plus infinit este rupt în două. Mai întâi până la 13 pe 12 și până la 13 pe 12 încolo. Și în clipa în care înlocuim pe el cu 13 pe 13, se obține valoarea 0, că de fapt așa l-am găsit pe el. Am plecat ca face 0 și cine este M-ul, ca și cum aș fi rezolvat ecuația de gradul 1. Acum, dacă iau un M din zona asta, de la minus infinit până la 13 pe 12, și un M din zona asta ar fi 0, cel mai la îndemână, și înlocuiesc aici, obțin 13. Se va întâmpla acest lucru pentru toate valorile lui M, de la minus infinit până la 12 pe 13, și aici obțin numai valori pozitive. Și dacă minus 1 și orice număr din zona asta mă va conduce, după înlocuire, de fiecare dată, vă obțin numai numere pozitive. Iar dacă mă duc cu M-ul de la 13 pe 12 încolo, voi obține numere negative. Iată că am aflat, acesta este delta de fapt. Și discuția așa ar fi. Dacă M este de la minus infinit până la 13 pe 12, de fiecare dată, delta este mai mare ca 0. Da? Semnul lui delta acum. Deci dacă delta e mai mare ca 0, înseamnă că rădăcinile sunt reale și distincte. Deci din citirea semnului lui delta, pot constata că pentru M aparținând de la minus infinit la 13 pe 12, minus infinit la 13 pe 12, rezultă delta e mai mare ca 0 și din discuția care am avut-o împreună, înseamnă că aici voi trage cum există x1 și x2. Deci există x1 și x2 reale. Da? Există. Le găsesc concret. Dacă locuiesc pe M aici,
o valoare la minții vin la 13 pe 12, găsesc rădăcinile, sunt distincte, sunt reale, da? Sunt distincte și reale. Dacă gen egal chiar cu 13 pe 12, atunci delta este egal cu 0, da? Delta egal cu 0 și în condițiile acestea, rădăcinile sunt egale. X1 egal cu X2, da? Există rădăcini reale, dar sunt egale. Adică X1 egal cu X2 și egal, dacă vă amintiți, cu minus B supra 2A. Adică, de ce minus B supra 2A? Pentru că nu mai am plus minus radical din delta în formulă. Delta fiind egal cu 0, nu mai scade nimic și rămâne minus B supra 2A. Cele două, X1 egal cu 2 egal cu minus B pe 2A. Și, concret, aș putea să înlocuiesc pe M egal cu 13 pe 12, să fac calculul, dragilor, și veți vedea că ecuația aceea îmi dă o singură valoare. Că va fi un binom la pătrat egal cu. Dacă M, deci 1, 2, 3, dacă M aparține de la 13 pe 12 la 13 pe 12 la plus infinit, atunci se întâmplă. Deci dacă e la 13 la plus infinit, în condițiile astea, delta este negativ. Delta este negativ. Și iată că nu există X1, X2 reale. Nu am rădăcini, n-am ce să discut. Acolo nu se mai pot găsi rădăcinile reale. Pentru că apare radical într-un număr negativ și n-am cum să mai discut. Nu, rămâne că să vă convingeți voi. Să dați-o unui M valoare de la 13 pe 12, aș da 2, nu? Ca să vină număr întreg, să vină la de mână. Sigur că am o infinitate de numere reale, orice interval, cât ar fi el de mic. Dar numele reale am infinitate. Să fac proba așa, să vă dau o valoare. Minus 1, dacă e egal, nu. Minus 1, e diferit de minus 1, nu mai am ecuație de gradul 2. Da? La minus 1, aici, n-aș putea, că se mai vorbesc de rădăcini egale, două rădăcini distincte. Pentru că e egal cu minus 1, strică tot jocul. Ecuația revin de gradul 1 și am o singură rădăcină. Da, v-am vorbit și ați văzut semnul lui delta dă informații foarte clare despre natura rădăcinilor. Că sunt rădăcini reale sau nu. Le găsesc sau nu le găsesc. O altă informație. Vreau să am acum informații despre semnul rădăcinilor. Ori asta era vorba, nu? Că pot găsi informații dacă fac semnul sumei și a produsului. Hai să vedem mai întâi produsul, parcă îmi dădeau o șansă imensă, nu? Mai întâi, produsul, semnul produsului. Semnul produsului P. Dar P egal cu ce spra? Așa am slăbit împreună. Nu știți tablat acolo, dar voi știți asta, aveți pe caietele voastre. În film este înregistrat asta. Și C supra A, în cazul nostru, vine M minus 1 supra M plus 1. Sigur, M diferit de minus 1. Da, diferit de 0, că n-ar avea sens fracția. De aceea, M minus 1 este scos aici din discuție. Vedeți? Totul se leagă. N-aș putea vorbi de fracția asta dacă M ar fi egal cu minus 1. De aceea am spus M diferit de minus 1. Adică are rost fracția asta. Și acum, ne interesează semnul lui P. Da, e vorba de semnul la împărțire. Și voi știți că la împărțire e ca și la mulțire. Adică, ce ar trebui să fac eu? Să fac semnul numărătorului, da, semnul numitorului și cum să văd fracția asta. Da, așa am să fac. Deci, iată, cu ocazia asta, văd cum mă descurc și cu M vine de la minus infinit la plus infinit. Mi-amintesc că M egal, dacă aici pun pe 0, minus 1 pe aici undeva, nu are rost să discute minus 1. Minus 1 este scos din discuție, pentru că fracția nu există produsul. Și atunci,
am să fac E minus 1 ca semn, mai întâi. Și o primesc ca o funcție de grad 1. Și asta când este 0? E minus 1 egal cu 0, când 0, e pe aici undeva să-l pun, și când E este 1. Deci pentru E egal cu 1, 1 minus 1 egal cu 0. Astfel, intervalul de la minus infinit la plus infinit este rupt până în 1, când valoarea locuită a lui M egal cu 1 mă duce spre Y cu 0, adică imaginea care obțin pentru funcția asta de grad 1, socotită. Deci eu înțeleg așa un F1 de M egal cu M minus 1. Da? F1 de M egal cu M minus 1. Și dându-i M valori, obținem, dându-i M valori, obținem Y-ii care apar ca imaginea celor valori. Ei bine, în condițiile acestea, variabila sigur este M a funcției acesteia, în condițiile acestea, pentru cine? Pentru M egal cum se asigură imaginea 0. Și acum intervalul este rupt în două. Pentru anumite valori de la minus infinit la 1 se întâmplă să obținem un semn, iată pentru M egal cu 0 obținem imaginea minus 1, da? Minus 1 și atunci este minus tot timpul aici. Minus tot timpul. De la 1 încolo voi avea, n-am decât să dau o valoare de la 1 încolo și voi avea numere pozitive. Da. Deci, dacă ar fi fost cât e mai mare ca 0, apropo și din ecuații, păi mai mare ca 0, pentru E mă aparțin la 1 încolo. Și cât e mai mic ca 0, răspunsul, ce e mai mic ca 0? Când E mai de la minus infinit la 1. Deci, dragilor, în condițiile acestea, pot spune cu toată convingerea că așa s-ar fi discuția purtată asupra lui M minus 1. Pentru M plus 1, pentru M plus 1, egal cu 0, eu pot gândi ca o altă funcție, F2, asta e F2 de M, M plus 1, când ea este 0? Pentru M egal cu minus 1. Acest minus, ea, M plus 1 ar avea rost. Da? Ar fi 0 aici. Și pentru M în zona asta o să obținem numere negative. Și pentru M în partea asta o să obținem numere pozitive. Da. Deci, iată că am făcut semnul funcție F1 de M, M minus 1 și M plus 1. Și acum, noua funcție, produsul, care e fracția și asta, M minus 1, M minus 1 supra M plus 1, care e tocmai produsul. Și acum, ca și mai spune, un număr negativ pe un număr negativ, minus pe minus la împărțire, egal cu plus. Deci până aici, voi obține plus, tot timpul la fracție. Observați că am pus bară pentru că nu există numitorul. Exista pentru F1, pentru F2 M plus 1, dar fracția nu există aici. Și în 0, toată povestea asta e că am vizat în final, am vizat fracția. De aceea, da? De aceea l-am scos pe minus 1 de la bun început. Așa pe porțiuni, ar fi avut rost aici. N-ar trebui să spun bară aici, da? Din ce motiv? Că e minus 1, are rost. Are rost. Da? Ea vizează finalul, că semnul cui am vrut eu, al fracției, să, despre asta am vrut eu să vorbesc. Așa, în final aici, și aici ar fi avut rost pentru F2, nu? 0 ar fi avut rost. Și doar aici, fracția asta. Că noi, cred că așa e corect să fac. Bara vine și am spus punctat și aici e un groș pentru că fracția asta, minus 1, are o problemă. Plus cu minus face minus pe zona asta. Aici este 0, că împărțirea 0 pe 0 face 0 și pe o plus. Iată, dragilor, iată cât de clar apare acum toată povestea asta, că produsul îmi dă niște informații despre semnul rădăcinilor. Dar nu final. O anumită idee.
Și anume, dacă M e de la minus infinit la minus 1 și de la 1 încolo, produsul e pozitiv. Deci, aș spune așa. Pentru M aparține de la minus infinit la minus 1, minus infinit la minus 1, reunit cu 1 plus reunit cu 1 plus infinit, putem spune fără niciun motiv de adică fără să stăm pe gânduri că produsul este pozitiv, produsul este mai mare ca 0 și atunci aici am două variante, ori amândouă sunt pozitive, ori sunt amândouă negative. Deci sau așa, sau așa. Nu mă pot pronunța. Mă întrebi o informație, probabil știți bine, întrebi și semnul sumei. Așadar, deci vom avea x1, x2 mai mari ca 0 sau x1, x2 mai mici decât 0. Deci, ori am două pozitive, ori am două negative. Când M aparține între minus 1 și 1, atunci produsul este negativ și atunci înseamnă 1 așa și 1 așa. Da? Dacă e plus negativ, înseamnă că rădăcinile sunt de semn contrar. X1 mai mic ca 0, X2 mai mare ca 0, sau invers, sau n-ar importanță care, că tot nu știu care e negativă și care e pozitivă, ci tot suma mă va ajuta să mă decid. Vedeți? Dar semnul produsului îmi oferă ceva informații, dar definitivează suma. Suma este cea care mă va ajuta să spun concret cum stau lucrurile. De aceea, sunt nevoit să mă interesez despre semnul sumei, de să facem acum suma, despre care știu că produsul, suma, este egal cu minus B supra A, da? Și tot așa am să fac un tabel, B supra A egal cu B minus 2M minus 2M minus 3, că minus minus face 2M minus 3, 2M minus 3, supra A, supra M plus 1. M plus 1. Așa încât, în momentul de față, nu-mi rămâne decât să mă ocup și să fac și semnul sumei. M tot așa vine de la minus infinit, dragilor. Minus infinit la plus infinit. Deci M aici. De la minus infinit la plus infinit. Și am aici două variante. Nu mi-am gestionat eu cum trebuie. Cred că mai indicat ar fi să mă duc deasupra să vedem. Pentru că acolo voi aveți de așa chestiunea asta scrisă. Așa că eu doream să-mi... Am să păstrez asta de aici, cu delta, sumă și produs. Dar nu se merită să înghesu aici de sub un lucru atât de important. Da. Deci, o să fac semnul aici. Deci, produsul care începe A, așa, ia să zicem, nu-i suma, da? Suma trebuie să-i spun, e minus B supra A, suma egal cu minus B supra A și egal cu 2M. 2M minus 3 supra M plus 1. Asta e suma. Și M care vine la minus infinit la plus infinit. Fracția asta are numărător 2M minus 3. Și respectiv M plus 1. Și fracția, da, 2M minus 3 supra M plus 1. Ei bine, unde este 0? 2 minus 3 este 0. Unde la M egal cu 3 pe 2 și M este și numitorul este 0 pentru M egal cu minus 1. Minus 1. Și iată aici 0.
Și aici, dacă dau pe minus 1, face negativ toată zona asta, până la 3 pe 2 și în plus. Și aici am să vedem iarăși minus. Dacă dau minus 2 negativ, e în plus 1 și până la plus. Iar fracția înseamnă, să fac legea semnilor, în minus 1 fracția nu există, deci e acum bară. În 3 pe 2 este 0. Și minus, pe minus face plus, apoi minus și până plus. Deci observați și produsul, și suma a fost, și pentru suma am făcut tabelul de variație a sumei. Și acum o să discutăm așa. Citim tabelul pentru sumă, semnul sumei, semnul sumei, how we guess. Și aici aș spune așa, pentru M care vine de la minus infinit la minus 1, reunit cu 3 pe 2 la plus infinit, deci pentru M ce aparține la minus infinit la minus 1, reunit cu 3 pe 2, cu 3 pe 2 la plus infinit, rezultă că suma este pozitivă, da? S este pozitiv, și atunci înseamnă că dacă suma când e pozitivă, când unul e așa și unul e așa, ori am două pozitive, care se lipește de nu, chestia asta de la produs, dacă produsul e pozitiv, aveam ori amândouă pozitive, ori amândouă negative. Și dacă suma e pozitivă, înseamnă că e varianta de aici. Vedeți? Limpezește. După ce produsul mă lăsa, așa, crea un suspans, aveam două alternative, nu știam ce decid, suma decide. Pentru M, aparținând de la minus 1 la 3 pe 2, atunci suma este mai mare, mai mică ca 0, observați, și dacă suma e negativă, iarăși mă va clarifica. Voi avea varianta de aici, cu produsul pozitiv. Iar dacă produsul e negativ, voi avea iarăși șansa aici să decid. În condițiile în care suma e pozitivă, domină cel pozitiv. În care suma e negativă, domină cel negativ. Deci, iată, s-a clarificat foarte bine. Adică, dragilor, haideți să mă întorc să clarificăm. Discuția după delta spune natura rădăcinilor. Sunt reale, le găsesc, dar cât privește că ele sunt pozitive sau negative, nu prea am șanse să spun, decât după ce fac și suma. Fac produsul și până mai întâi și după ce fac și suma. Deci, suma și produsul și suma, în ordinea asta, îmi clarifică sau îmi oferă informații foarte clare despre semnul rădăcinilor. Semnul rădăcinilor. Care sunt pozitive, negative, unul e așa, unul e așa. Foarte, foarte important. Pe total, semnele, dacă le-aș duce pentru ecuația asta, aș crea un tabel în care să am ca într-o oglindă și semnul lui delta și semnul produsului și a sumei, apoi și o zonă unde îți fac discuția, cred că ar fi ideal o chestie de asta. Deci, discuție după într-un tabel, punându-le pe toate, punând rezultatul lui delta, care l-am făcut mai înainte, semnul lui delta, semnul produsului și semnul sumei, de fapt, ăsta și la delta, înseamnă că, de fapt, eu mi-am clarificat acolo, în tabelul acela, toată povestea. Așadar, mi-a trebuit un tabel cu dublă intrare. O dată să fie M-ul care se duce și M-ul acela care, sigur, trebuie urmărit la minus infinit, la plus infinit. Și el îmi dă informații despre aici. Deci să spun M-ul pe verticală, să întorc aceste tabele a lui delta, a lui asume și al produsului, pentru un M pe care să-l urmăresc la minus infinit, la plus infinit, și funcție de asta,
Iată, m de la minus infinit la plus infinit, să-l urmăresc, și funcții de asta să am informații despre rădăcini. Să am în partea dreaptă, iată cum mă gândesc să fac. Și voi să mă ajutați acum. Sigur, este o lecție de aceea în care, de data asta, nu mai am elevul. Și, sigur, am hotărât să fac asta până voi găsi soluția ca să întâlnesc 2-3 elevi care să vină cu exerciții de acest nivel mai jos. Da, pentru că în condițiile, în situația în care am elevul care îmi cere discuția foarte sus, așa cum ați văzut discuția aceea, pierd pe foarte, foarte, foarte mulți. Deci marea masă a elevilor, când ajung pe prof online și dau peste chestii de acestea foarte sus, pipărate, așa duse, nu fac decât să părăsească lecția. Deci nu, sunt, îi pierd pe aceea. Iar eu am mare, mare, mare convingere că cel mai important lucru este această masă a copiilor care au greutăți. Lor trebuie să mă adresez în mod deosebit. Pentru că ei sunt cei care trebuie să fie ajutați de urgență. Ei, acum, deja au un nivel de încredere foarte scăzut în ceea ce înseamnă încrederea în ei. Dar pentru ei, matematica este o zonă inaccesibilă. Ei au deja starea asta de neputință încă de la clasă, fiindcă de regulă profesorul lucrează cu un grup de copii care înțeleg mai bine, se face această comunicare, parcă e alt limbaj. Și de cele mai multe ori sunt părăsiți și pleacă triști. S-au obișnuit cu starea asta de neputință, se setează pe chestia asta și mi-amintesc că la un moment dat am trăit în activitatea mea, secvenții acestea, când o elevă venea în clasa a noua, în perioada aceea fiind la liceu ca profesor, și eu nu puteam spune, nu știi semnul algebrei, nu știi să avem două fracții, nu știi asta, nu știi asta, la loc și doi, n-am ce să discut cu tine. Ea s-a uitat la mine așa și a spus, a plecat în bancă. Dar am văzut-o nemulțumit așa. Și, domnul, să vă spun ceva. Puteți să-mi puneți de al de doi până când obosiți. Eu tot am pramatemat, ca să știu. A fost șocat. Am fost mai izbit de perete, replica ei. Aveți dreptate. Adică, pentru mine ce faceți? Faceți și ceva pentru mine. Că eu aici sunt. Asta e situația cu mine. Luați-mă de aici. Și atunci mi-am reconsiderat stilul de lucru cât o privește pe ea și de fapt am înțeles prin ea marea masă a copilor. Ea ar fi vrut să învețe, nu? Să înțeleagă și ea ceva. Ea era prea obosită de atâta stres pe care l-a adunat de-a lungul timpului. Era, cum să spun, super vizată că ea nu poate să facă matematică și eu nu făceam decât să continui treaba asta. Și atunci proful online, dacă a apărut, a apărut mai ales din nevoia de a ajuta pe cei în suferință, pe cei foarte, foarte, foarte mulți. De aceea, acum, fiindcă s-a ajuns la un nivel de, să zic așa, de accesare destul de mult și sunt aceștia abonații, sunt zeci de mii, vreo 30 ceva, 40 de mii de abonați, nu mai știu exact, ei pot să vadă lecția, că sunt atenționați, se ia trălată.